Bună ziua, dragi pofticioși! Eu sunt Valeria și bine ați revenit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi voi pregăti o rețetă foarte, foarte delicioasă și anume gyros cu pui. Și acum, hai să trecem la treabă! Pentru această rețetă voi avea nevoie de șold de pui dezosat și fără piele, voi avea nevoie de roșii, acestea sunt de la noi din grădină, foarte suculente și dulci, ceapă roșie, castraveți, lămâie, am puțină mentă și puțin mărar pentru sosul tzatziki, o să am nevoie de usturoi care deja l-am mărunțit, sare, paprika afumată, ulei de măsline, iaurt grecesc, aici am iaurt grecesc de 10% și voi avea nevoie de cartofi care deja i-am curățit și i-am tăiat felii. Mai întâi de toate o să marinez carnea, carnea se marinează foarte repede și ușor, așa, pun carnea într-un bol, răzuiesc deasupra coaja de la o jumătate de lămâie, așa. Adaug paprika afumată, sare, puțin usturoi pisat, oregano uscat, grecii iubesc foarte mult oregano, așa, și ulei de măsline. Vreau să uit de piper negru, dar îl adaug chiar acum. Amestec carnea în așa fel încât să se acopere cu toate condimentele. Am pus la încins mai din timp o tigaie din fond pe grill și o să adaug ulei de măsline. Desigur că puteți adăuga și ulei de floarea soarelui. În tigaie pun cartofii. Cât cartofii se vor prăji, o să coc și carnea. E timpul să amestec cartofii și deja s-au rumenit foarte bine. Uitați-vă cât de bine arată. Așa. Cât carnea se coace, iar cartofii se prăjesc, o să pregătesc sosul tzatziki. După cum am spus, o să am nevoie de iaurt grecesc și o să răzuiesc un castravete prin răzătoare mică, după care o să-l scurg foarte bine de apă. După ce am scurs-o bine de apă, o pun în iaurt. După care tai mărunt o mână de mărar și mentă și o pun la fel peste iaurt. Tot aici pun usturoiul mărunțit. Așa. Scurg sucul de la o treime de lămâie. Torn ulei de măsline. Condimentez cu sare. Și piper negru. Și la sfârșit amestec. Ador acest sos, este unul din preferatele mele și chiar de mult vroiam să pregătesc gyros. Este la fel preferatul meu. Când am fost în Grecia, mâncam, cred că în fiecare zi, gyros. Peste 7 minute întorc carnea și o mai las să se coacă încă 5-7 minute.
Cartofii sunt gata, s-au rumenit foarte frumos și sunt crocanți. Acum o să-i scot pe o farfurie tapetată cu prosop de hârtie pentru a absorbe excesul de ulei. Acum o să-i condimentez cu puțină sare. Nu i-am condimentat în timp ce se găteau pentru că nu vroiam să fie moi. De asemenea, voi puteți să coaceți acasă cartofii, nu neapărat să-i prăjiți. Copți la fel o să fie bun sau puteți chiar pune cartofi dulci, la fel o să fie bun. Și o să scot și carnea. Am ales anume șold în loc de piept de pui, pentru că pieptul de pui deseori se usucă, iar șoldul rămâne suculent și moale. De asemenea, pentru ghiros o să avem nevoie de pite grecești. Acestea le-am pregătit din timp. Rețeta o găsiți la fel pe valerisfood.md și o să le încălzesc pe o parte și pe alta câteva secunde. Aranjez pita pe o hârtie. Asta o să-mi ajute să o rulez mai ușor. O ung cu sosul tzatziki. Așa, din suflet, adaug sosul. Pun carnea, așa, câteva felii de roșii, câteva felii de ceapă roșie și cartofi. O strâng și o rupe. Așa, o înfășor, ca pe un copilaș micuț și drăgălaș. Uitați-vă cât de bine arată. Acest ghiro a ieșit foarte, foarte delicios. Carnea este moale, suculentă, aromată. Cartofii sunt crocanți și moi. Roșiile și ceapa îi dă o prospețime aparte. Sosul le unește pe toate, iar pita este la fel moale și tare, tare bună. Mi-aduce aminte de zilele când am fost în Grecia. Mâncam, cred că, ghiros în fiecare zi. Sper să vă placă și vouă această rețetă, care o găsiți pe site-ul nostru oficial valerisfood.md. Și nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să puneți un like, să comentați și să distribuiți. Mie nu-mi rămâne decât să vă doresc să aveți în continuare o zi cât mai gustoasă și poftă bună! La revedere!